pe șoșoacă vorbind la dumneavoastră aici și mi-a plăcut fără limite. Fără limite. E o femeie foarte puternică, avocat de meserie, deci cunoaște politică, cunoaște ițele pe care eu habar nu le-am. Eu nu știu nici ce înseamnă Curtea Supremă sau ce, nu știu, mă iau așa după alții. Dar Șoșoacă s-a impus urlând la public și făcând niște scandaluri cu vaccinurile, de te și speriai și lumea a prins așa o spaimă, zice, băi, e nebună sau este mahala, este... Dar după aia ușor am descoperit-o inteligentă, știe să pună punctul pe ei, știe să pună oamenii la punct. Eu mă știu cu ea dinainte de a fi în Parlament. Dar ce vina? Sau ce vina are ea? Deci ne știm și vorbim și i-am spus, Diana, ești de excepție dacă îți păstrezi, deci tu poți să fii forță, poți să jignești, poți să pui la punct, nu mai îndrăzește nimeni să ridice vocea la tine. Dar tu acum fii cum ești în ultima perioadă. La emisiunea cu dumneavoastră mi-a plăcut fără margini. O admir și o urmăresc. Ea face o întâlnire acum în congres și i-am spus că nu pot să vin. Nu pot, nu mă întrebați de ce, că am și eu pe ale mele și nu pot. E un motiv personal. Chiar mă gândeam că veniți acolo. Nu, e un motiv personal, dar nu pot, mi-e impus oricând altândva, dar nu pot atunci, 27 și